O apariție la Jocurile Olimpice este un vis, dar marea doamna sportului românesc Lia Manoliu cumva a făcut performanță chiar și prin prezența și numărul de participări la Jocurile Olimpice. Născută la Chișinău pe 25 aprilie 1932, doamna Lia Manoliu a fost polisportivă de mică. La 13 ani juca tenis de câmp la nivel de performanță, iar apoi a devenit campioană națională la tenis de masă, volei și basket, sport la care a făcut parte și din echipa națională. La 16 ani se specializa în atletism la proba de aruncarea discului. La puțin timp după, în 1952, participa la primele sale Jocuri Olimpice în Helsinki. Nu avea să-și atingă potențialul ca sportiv pentru mulți ani însă. La cincea participare la Jocurile Olimpice în Mexic, în 1968, a reușit să-și întreacă orice performanță anterioară. Era de departe cea mai bună aruncătoare din România, dar nu-și mai crease așteptări în alte la nivel Olimpic. Credea că diferența dintre ea și cele mai bune aruncătoare din lume era prea mare ca să le poată învinge. Pe deasupra, a suferit un accident grav la mâna dreaptă, ce amenința amenințat să oprească din a participa. Timp de două săptămâni înainte de concurs, nici nu a avut voie să arunce discul. Își exersa piruetele în gol. La începutul concursului i s-a permis o singură aruncare. Chiar și așa, a reușit incredibilul a stabilit un record olimpic cu 58 de metri și 28 de centimetri. Această aruncare s-a transformat în primul și singurul aur olimpic al României la proba aruncării cu discul. Doamna Manoliu, la vârsta de 36 de ani, scrie istorie în culorile drapelului nostru. Lia s-a retras din sport după a șasea participare la Jocurile Olimpice și o carieră de peste 20 de ani cu o medalie de aur și încă două de bronz, alături de o mențiune în cartea recordurilor pentru numărul de apariții la competiții și o multitudine de prime reușite în aruncarea cu discul. A reprezentat un model pentru toți sportivii români care vor participa în numele țării. Și chiar dacă recordul ei de prezență la jocurile olimpice a fost doborât de atunci pentru mult timp în dicționarul olimpic, cuvântul longevitate a fost sinonim cu România și cu Lia Manoliu.